dimineața! Bună dimineața din nou! Înainte să vă apucați să pregătiți orezul cu lapte, este bine să alegeți întâi orezul potrivit. Și anume, trebuie un orez cu bobul rotund obligatoriu. Este acel orez care face legătura, cum spune gospodina, între boabe. Pentru că orezul cu lapte trebuie să fie sticlos, trebuie să aibă o mică legătură, dar în același timp, exact cum a spus și Dani, nu trebuie să fie tare ca o budincă, dar nici moale ca o ciorbiță. Așadar, aveți nevoie în primul rând de acest orez, mai aveți nevoie de lapte, aromă de vanilie, zahăr evident, iar acum trebuie să vorbim despre proporție. Proporțiile corecte sunt 1 la 5. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă pentru 200 de grame de orez aveți nevoie de un litru de lapte, un lapte cu 3,5% grăsime. După ce spălați orezul foarte bine, îl puneți la fier direct în lapte, nu trebuie înflorit în apă, adăugați-i un pic de sare pentru că sarea intensifică gustul și îl fierbeți la foc foarte, foarte mic până bobul este foarte bine fiert, iar apoi adăugați zahărul. Întotdeauna pe final, asta ca să puteți gusta și nu la început zahărul, pentru că se poate carameliza, mai precis se poate chiar și lipi de baza vasului în care îl fierbeți. Îl lăsați deoparte și pregătiți dulceața de gutui. Și o dulceață de gutui, în primul rând, trebuie să alegem gutuile foarte galbene, să fie foarte bine coapte. După ce le spălați bine, le decojiți și le tăiați în cuburi. Țineți în cuburi, este important, nu date prin răzătoare. O dulceață corectă este tăiată în cuburi sau în feliuțe. Iar pentru că acestea sunt mai lemnoase, nu sunt atât de zemnoase, este bine să pregătiți siropul înainte, scadeți siropul bine, adăugați un pic de lămâie ca zahărul să se invertească, iar apoi adăugați gutuile tăiate în cubulețe și de asemenea fierbeți la foc încet, încet, până acestea sunt foarte bine pătrunse. Având în vedere că au multă pectină, vor face legătură și va deveni o dulceață excelentă. Mai multe detalii pe parcursul emisiunii.